2, 4, ia dumneavoastră, 2, 4, 6, 8. Că mai era încă o dată. Da? Mai era încă o dată fenomenul de aici și se înțelege că aici, și la sfârșit, îl va da un rest 1 și restul 1 de aici, restul 1 de aici, va însemna restul egal cu 2. Sigur că pe copil, ca să-l poți ține aproape de problema asta, este efort maxim. Spuneau copiii din America că au pierdut o oră și ceva cu problema asta și au constatat că la sfârșit au pierdut doar o oră. N-am înțeles nimic. Da, Ana a spus, nu știu ce vreți să spuneți voi aici. Ei au încercat în variante... Dar era asta așa? Cu ce? Nu. Nu au încercat. Aici este toată povestea. Dacă tu, Cristina și Mario, ce am făcut eu la început? M-am jucat cu două, cum apare a treia. Tocmai pentru a forma mai târziu, că dacă le punem pe toate, că din două apare a treia. Asta era esențială problemă. Da. Ca să le punem pe toate. Uh-huh. Deci numărul ăsta era neapărat echipe de câte două. Că numai așa eliberează asta un 3 și un 3 ca să facă un 6. Și acest lucru m-a făcut să încerc și să văd aceste echipe de câte două și apoi care s-au dus în cele de 6 și acum, cum iau câte una din fiecare, aici este momentul, la 5 de ăsta, la 5 din acestea de 6, apare încă un 5. Da? Deci la 5 de 6, 5 vaze de 6, 2, 4, 5, deci până aici, la 5 vaze, încă una de 5, pentru că iau câte unul și pun din fiecare. Una, două, trei, patru, cinci și am completat-o pe asta. Iarăși, la echipajul de 6 dinainte, da? 2, 4, 6, ce fac? La echipajul de 6 apare asta în plus. Da? Apare, iau una, două, trei, patru, cinci, șase și apare din nou asta aici. În final, toată povestea este să înțelegem cum lucrează faptul că se împarte exact, că rămâne câte un rest, rămâne restul 1 la 6 vaze, iar la 6 vaze încă un restul 1 și în final cele două flori, 1 și 1 fac 2. Da. Eu am încercat o variantă, nu știu cât am reușit, dar tot dificil este problema. Tot dificil. Așa încât rămâne să mai insistăm. Sigur că noi am scos-o la capăt cu Davide, cu Mario, în varianta în care am mers prima dată, când el a fost lângă mine. Unde m-a părăsit el? Când m-am dus să încerc să fiu mai explicit, am fost foarte mai întortocheat. Corect. Da? Deci am încercat să fiu, dar aici l-am ținut lângă mine pentru că el a reacționat și m-a dirijat. Da. Știu eu, poate la început, dacă făceam cu culorile acelea, poate era mai sugestiv. Da. Da? Să vedem o altă... 5 minute. Da? Am văzut, merge mai înțeles. Am înțeles. Hai să mai vedem o înmulțire, te rog. O adunare, pe. Da. Vreau să faci următoarea chestiune. O adunare. Să spunem, 257 plus 257 plus 257 și așa mai departe, plus 257. De câte ori? De 12 ori. De 12 ori. Cât? Face asta. Cum o puteți scrie? 200 plus 50, 200 plus. Deci, dacă e 12 ori? 12 ori. Deci ar trebui să zicem 257 plus 257, să le adunăm unei sub alte și să fie așa un cârd.
și ar fi o muncă nemaipomenită. Foarte grea. Sau le adunăm pe primele două, pe următoarele două și rezultatul le adunăm și muncim și muncim. Dar cel mai rapid ar fi și 257 ori 12. Ori 12. Și mă facem 257, le spărțim pe el. Sau ar fi mai complicat. Cred că pe 12 se descompune. Da. Deci e egal cu 257. 257 ori. În loc de 12, să zicem ce? 10, în paranteză. Da? Așa, în paranteză. 10 plus 5. 10 plus 2. 10 plus 2. Ei, 257 egal cu 10 plus 2. Și acum, cât fac 257 la 10? Nu? Cât, 257? Cât face 2, 5, 7, 0. Corect. 2, 5, 7, 0. Adică citește, de tu poți să nu citești. 2570. Perfect. Și plus de 2 ori, 257. Plus 2, din cauza asta, 2 ori, 257. Ia să vedem ce face. 2570 plus... Ar fi o mare, mare probleme. Acolo. Ăștia doi cum mai facem? Eu cred că îi adunăm. 257 plus 257. Da. Ia să-i adună repede. Ia fă tu, te rog, asta. 257 plus 257. Vezi, doi, doar doi de adunat și nu e ușor. 514. Plus 514. Ia să vedem care este rezultatul final. Egal cu cine? 0 cu 4. 4. 4. Așa. 7 cu 1, 8, da. 5 cu 5, 0, da. Nu reținem, 2 și cu 5, 2 și cu 1, parcă 2 și cu 1, 3. 3084. Am câștigat în viteză foarte mult, am descoperit că 12 ăsta e 10 plus 2, în loc să fac cântul ăsta de adunări de 12 ori, dar mi-a fi luat foarte mult timp. Cu siguranță greșeam. Da? Și greșeam. Sigur că da, și greșeam. Iată că această idee cu tabla mulțirii este nemaipomenită. Și cu chestia cu 10 ăsta face un serviciu extraordinar. Încă o dată, ia să mai zicem așa. 375 plus 375 plus, și mai departe, plus 375. De câte ori? De câte ori? Uite, spune acum, de 11 ori. Deci egal cu 375 ori câți? În paranteză 10 plus 1. Ori 10 plus 1, corect. Care face? Facem 3750 plus 375. 3750 plus 375. Și cât face? Te rog să-mi dai răspunsul. 5 la final. 5 la unități, da. 2 la 10. 2 la 10, da. 7 cu 3, 0 și cu 1. 1 la sute. 1 la sute. Iar la mii? 4. 4, sigur. 4.125. Este foarte clar. Deci am înțeles de ce treaba mulțirii merită învățată perfect. Să nu avem niciun moment de emoții. Aici este tot secretul, da? Ușurează munca. Asta, sigur. Nu-ți fac adunările celea să mor, să obosesc. Pentru mâine, vei face așa. 297 plus 297 de 13 ori o dată și pe urmă altă dată de 17 ori. Da? Și de 17 ori. Și tot aceeași adunare de 17 ori. Așadar, să le spunem prietenii noștri că au participat o lecție foarte interesantă și că îi așteptăm și data viitoare. La revedere! Să nu uite de like, share și să vă abona la Prof Online. Așa. La revedere! La revedere!